17 octombrie, începând cu orele 11, vom găzdui o întâlnire foarte specială cu doi scriitori timișoreni pe care nu i-am mai întâlnit în această vară la Arad. E vorba de Daniel Vighi și de Viorel Marineasa. Ei vin mereu împreună la întâlnirile cu publicul pentru că sunt doi scriitori care nu doar că împărtășesc aceeași viziune despre literatură, dar și, sunt și buni prieteni. În vară ne-am întâlnit în cadrul unei librării din oraș. Publicul a fost fermecat de șarmul celor doi autori și m-am gândit împreună cu colega mea, Livia Nadiș, să îi facem cunoscuți elevilor de liceu de la noi. Și am găsit oportună această întâlnire de vineri. Mai ales Daniel Vighi scrie ficțiune. O ficțiune inspirată de teme istorice, foarte interesante, teme istorice rare, pe care le află în condiții inedite, așa cum s-a întâmplat și cu povestea contelui Telechi, pe care ne va fi prezentată într-un film documentar, într-o premieră, în orașul nostru de această dată. În ce-l privește pe domnul Viorel Marineasa, în calitate de profesor de jurnalist la universitate, are o scritură diferită puțin de Daniel Vighi, dar o tematică comună. Pornește tot de la istoria contemporană și de la temele ei vulnerabile. În ce privește activitățile din colegiul nostru, considerăm că trebuie să-i expunem pe elevii noștri la literatura contemporană, nu doar la literatura canonică. Literatură canonică ce uneori suportă un fenomen de demonetizare prin traficare intensă. Ei trebuie să citească literatura momentului lor și noi avem grijă să îi pregătim în acest fel pentru viitor.